Pe tărâmul acesta, toate oglinzile sunt vrăjite. Vezi? Acolo, în depărtare, este castelul ortogramelor, un castel plin de oglinzi. Fiecare cuvânt care se privește în oglindă își vede o altă față, cea fermecată. Prima care s-a privit a fost sioasa sa. Eu sunt ortograma sa și pot fi folosită cu încredere ori de câte ori mă poți înlocui cu lui sau ei. Uite, regele mi-a spus că aceasta este insula sa și, dacă vreau să o străbat, pot să împrumut barca sa. Regina mi-a dăruit oglinda sa, însă mi-e cam teamă să privesc. Dacă... Nu te speria, sunt eu, ortograma sa. Apar atunci când nu pot fi înlocuit cu lui sau ei. De fapt, eu sunt format din două litere, S și A, bune prietene, care s-au hotărât să se rostească împreună. Ce s-a bucurat regele când m-a văzut? Eu sunt nehotărâta sau și mă decid destul de greu cum să apar în fața regelui, ori veselă, ori tristă. Când te întâlnești cu mine, înlocuiește-mă în gând cu cuvântul ori și nu vei mai greși nici când. Mergem la rege sau la regină? Mergem la rege ori la regină? Iată-mă și pe mine, eu sunt mult mai hotărât. De aceea nu suport să fiu înlocuit niciodată cu ori. Pe cele două cuvinte ale mele, S și AU, le-am unit printr-o liniuță și de atunci se rostesc într-o singură silabă. S-au schimbat regulile pe aici. Am apărut și eu, sunt darnica ea și dau întotdeauna de înțeles că se poate lua sau apuca. Hai! Ia o steluță, e pentru tine. În schimb, eu nu sunt deloc darnic și nu dau nimănui nimic, așa că nu mă confunda cu sora mea cea darnică. Eu am împăcat pronumele I cu A și i-am legat printr-o cratimă. De atunci se rostesc întotdeauna împreună, într-o singură silabă. Vai ce a mai certat regele pe cei nesupuși! Sunt ștrengarul Iau și sunt frate cu darnica ea. Și eu apar atunci când am înțelesul de a lua sau a apuca. Tot timpul iau câte ceva, dar nu dăruiesc nimic. Ce-ar fi să iau acum o pauză? Eu seamăn foarte mult cu ea, doar că am împăcat pronumele I cu au și i-am convins să fie rostiți într-o singură silabă. Toți i-au cerut regelui îngăduință. Sunt primitoarea la și însoțesc cuvintele care arată locul sau direcția. Pot fi și numele unei note muzicale. Vă invit pe toți la mine, la castel. Nu veniți la mine, fiindcă eu nu arăt niciodată direcția sau locul. L-am convins pe pronumele L să se alăture lui A și să se rostească într-o singură silabă. L-a certat regele pe intrus, dar până la urmă l-a iertat. Brr, sunt friguroasa nea și trebuie să mă recunoști ușor, fiindcă sunt soră cu cuvintele zăpadă sau omăt. Pot fi și prescurtarea cuvântului nenea. Îl știți pe nea Vifor, care a acoperit tot satul cu nea? Ce atâta frig? Mie nu-mi place deloc zăpada, nici omătul, nici măcar un ful de nea. Așa că atunci când mă vedeți, să nu mă confundați cu vreunul din aceste cuvinte. Ne-a lăsat regele să-i vizităm castelul oglinzilor. Sunt prietenul neam și mă înrudesc cu toată lumea. Folosește-mă cu încredere atunci când te referi la vreo rudă sau la vreun popor. Sunt neam cu ea, deși nu vrea să recunoască. Cu mine? Nici vorbă. Eu nu sunt rudă cu nimeni. De fapt, am pus împreună pronumele ne și cuvântul am, pe care le rostesc într-o singură silabă. Ne-am plimbat destul.
E timpul să plecăm. Ai putut observa cât de fascinant e prin castelul oglinzilor. Dacă ai curaj, îndrăznește să ajungi până acolo. Fii atent la drumul plin de capcane și alege doar căile cele corecte.